Un bărbat s-a lăudat pe rețelele de socializare cu numărul mare de păstrăvi pe care a reușit să îi prindă într-o zi și a pus și o poză care să îi dovedească spusele. În loc de aprecieri, a primit vizita comisarilor Gărzii de Mediu. Un pescar din Bacău a intrat în colimatoriu Gărzii de Mediu în urma unei sesiuni primite de la un utilizator de pe rețeaua de socializare Facebook. Bărbatul în cauză, care susținea că practică pescuitul sportiv, s-a dat singur de gol în urma unei postări unei poze în care se observă că a capturat 23 de păstrăvi într-o singură zi, în condițiile în care limita prevăzută de lege este de 10 păstrăvi pe zi. Comisarii Gărzii de Mediu au descoperit ulterior, după identificarea bărbatului, că acesta nu deținea nici măcar permis de pescuit. Potrivit legii, pescuitul recreativ este permis doar în baza deținerii unui permis valabil și respectând limitele de prindere, dimensiunea minimă a peștilor și sezoanele de pescuit stabilite de autorități. Pescarul din Bacău, dornic să se laude cu captura sa, s-a ales în final cu o amendă de 600 de lei. De asemenea, i s-a interzis practicarea pescuitului sportiv sau recreativ pentru orice specie de pești și alte viețuitoare acvatice până la obținerea unui permis de pescuit și respectarea reglementărilor în vigoare. Reprezentanții Gărzii de Mediu Bacău precizează că actul normativ care reglementează pescuitul și acvacultura este OG numărul 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul și acvacultura, iar respectarea acestuia este esențială pentru protejarea mediului înconjurător și a ecosistemelor acvatice. Relatează adevărul.ro.